Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod de Citea 4. Ei bine, iarăși mergem la țintă pentru că avem o misiune, Derelict Target. Altă misiune pentru a ucide pe cineva. Bun. Hai frate, răspunde. Ai treabă pentru mine. Cu plăcere. A zis clădire abandonată. Clădirea aceea? Avem de a face cu triadele. Asociatul meu m-a trimis să vă omor. Și asta o să și fac. Unde mai? Ce mi se par mie că striadele, dar mie mi se par că mai seamănă și cu anseloții sau mafia evrească, nu se știe. Thank you.
Și unde? Dacă mai am codurile. Unde treci? Așa de sus. Trebuie mai mult ca să mă omorâți. Vreau să o spun și eu pe asta. Shit, nu spune că bă, fii serios, poliția. Unde e cealaltă țintă? Te pomenești că o scăpat. Bun, știu ce fac, urmăresc punctul ăla roșu până când îl găsesc. Știu că e la ultimul etaj. Cred că e la... Da, etajul din capăt. Haide, poți să fugi, dar nu te poți ascunde. Bă, nu știu dacă era acolo.
mesajul, să repet. Dacă pot prinde un taxi acum. Deși misiunile ținte sunt opționale, deci... sărim peste. De obicei, la chestia asta venea câte un taxi. Altfel mă scutea de o plimbare lungă. Lasă-o, altă îl sunăm pe român. Uite că vine. E un cavalcade. Ok, de data asta nu dau greș. Chiar o să îl asasinez, o să-i asasinez. Sper să nu fie un episod lung. Că dacă va fi, la editor voi tăia. Să-și urăște slujba. Destulă muniție pe sniperul acela.
acasă, că am destulă muniție în Kalashnikov. Ești încă, a? Clădire cu două scări, pe care să o alegi. Bravo, nesimțitule, ai atras iarăși atenția poliției. Thank you.
Poate acela a vrut să scape. Asta trebuie să se rezume și la o bătaie cu poliția. Hai, mă. Aici te-ai ascuns. Prietene, poliția nu te ajută. Era UL Paper. Scuze, am întrerupt un pic video. Cam atât și pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, aș aprecia să apăsați pe butonul de like, share și subscribe și până data viitoare. Vă salut, ciao! Bottles on me, long as summer drink it. Never drop the ball, fuck the y'all thinking. Making sure the young money ship is never sinking. About to set it off in this bitch, Jada Pinkett. I shouldn't have drove, tell me how I'm getting home.